Examenul maturității a continuat astăzi cu proba obligatorie a profilului istorie la uman sau matematică la real. După 2 ore au început să iasă și primii elevi. A fost ușor, eu am dat la istorie proba și au fost subiecte ușor, acceptabile. A fost super, m-am descurcat, a fost ușor, au dat chiar ok. Ok, subiectele au fost acceptabile, au fost și accesibile în același timp și s-au putut aborda cu ușurință. Niciunul, a fost foarte ușor, cel mai ușor bacalaureat din ultimii ani. Cu sufletul alături de elevi au fost și părinții, care au așteptat nerăbdător pe copii să iasă din sala de examen. Acum să iasă, nu am emoții, deci aș spune că am emoții, sunt copii foarte bine pregătiți, avem încredere în ei. Este cu profil matematică-fizică, chiar la matematică n-am avut emoții. Și pentru că niciun efort nu rămâne nerăsplătit, unii elevi deja se gândesc la ce cadouri vor primi și la distracția de peste vară. În primul rând o să mă distrez, asta e clar. Dar după o să mă apuc de repetat pentru medicină. Așteptăm, eu să-l cumpăr și el să-l primească. După proba scrisă obligatorie a profilului, mâine va avea loc cea la alegere, urmând ca joi elevii să susțină examenul la limba maternă.